Bună! Fac acest clip ca o concluzie la clipul anterior. Ați fost dintre voi care mi-ați scris. Vă mulțumesc și, în egală măsură, să știți că îmi pare foarte rău că nu sunt în postura de a face ceva concret. Eu sunt doar un pacient, ca o parte din voi sau ca una din rudele voastre, dacă nu sunteți dumneavoastră pacienții. Sunt într-o situație privind starea de sănătate similară cu a voastră sau, din nefericire nu, din fericire da, în funcție de stadiul de boală pe care îl aveți. Principala caracteristică comună a mesajelor voastre, pe care eu din nefericire o constat, este lipsa de informare. Majoritatea dintre voi din zone diferite, dar privind aceeași temă, scleroza multiplă, mi-ați spus că vă lipsește informarea concretă. Este vitală. Am fost în situația voastră și vă spun că îmi scriam pe telefon, pe tabletă, pe hârtie, ce întrebări am datorită pierderilor de memorie. Pentru specialiștii către care eram îndrumată și pe care îi vedeam, astfel încât să mi se răspundă concret la întrebările pe care și voi le aveți. Ce înseamnă asta, cât de grav este, ce mi se va întâmpla, tot ce mi se întâmplă este datorită acestei condiții, mi se poate întâmpla ceva mai grav, o să mai merg, o să mor, cât mai am de trăit, tot felul de întrebări care ne vin în minte, mai ales celor nou diagnosticați și care sunt firești. Iar trece prin minte oricărui bolnav de orice boală atunci când află un diagnostic atât de greu de dus, așa cum v-am mai spus. Iar cei care aveți deja boala, cunoașteți lucrul ăsta, îl simțiți. Iar cei care sunteți în căutare de indicii pentru că suspectați că ați putea avea o condiție medicală, inclusiv scleroza multiplă, vreți să știți la ce vă așteptați, ce se întâmplă. Lipsa de informare este vitală și toți cei care mi-ați scris, fără excepție, mi-ați confirmat lucrul ăsta. Undeva, majoritatea care mi-ați scris sunteți din România, în momentul de față, și vă confruntați toți cu lipsă de informare. Lucrul ăsta, eu evident că nu îl pot ajusta, sunt doar un pacient, nu-mi pot da cu părerea pentru că nu sunt de specialitate, eu vorbesc doar din experiența mea proprie, pot să vă vorbesc puțin așa relatându-mă la experiența câtorva prieteni, prietene de ale mele care au aceeași condiție medicală. Și unii dintre ei se află la stadii avansate. Și atunci pot să vă spun, uite, prietena mea trece prin această situație, având primar progresivă. Sau prietenul meu trece prin așa situație, având secundar progresivă. Asta pentru că e ceva ce eu văd, cunosc. Dacă nu știu o informație și mai ales că nu sunt de specialitate, eu sunt doar pacient ca și voi și am trecut prin căutarea disperată pe internet după informații, atunci nici nu am ce să punctez și nu fac un videoclip. Eu clipurile astea, să știți că nu le fac niciodată premeditat. Acum am simțit că sunt copleșită de multitudinea de mesaje și am simțit că toți îmi spuneți același lucru. Apoi să știți că
am găsit că mulți dintre voi vă aflați într-o situație în care și eu încă mă aflu, și eu am fost, de lipsă de respect. Cred că indiferent că suferi de o afecțiune sau nu, respectul e ceva ce vine ca un drept odată cu nașterea. Este dureros să constați că trebuie să te justifici, mai ales atunci când ai o condiție medicală. De ce nu ești în căruțul cu rotile? Dar de ce nu ești în mergător? Asta înseamnă că totul e ok. Sau să fii luat peste picior. Sau dacă ești deja într-un ajutător de mobilitate, să fii folosit de către cei dragi. Să se folosească de avantajele financiare care, din păcate, survin. Din păcate, pentru că nimeni nu-și dorește să ajungă un întreținut social datorită unei condiții medicale. Cu toții ne dorim să contribuim cu ceva. Ne face să ne simțim mai normali din punct de vedere social. E ceva uman. Să știi că ai făcut acolo ceva, că ești capabil să faci. Te simți ok, te simți în viață. Da, am găsit că vă aflați, o parte dintre voi, în situații constrânse în care aveți îngrijitori care abuzează de condiția dumneavoastră în beneficiul lor financiar și care vă abuzează psihic, fizic. Sunt povești ale unor oameni pentru care vă spun sincer că trimit toată pacea și căldura și toată compasiunea și înțelegerea de care eu personal sunt capabilă ca om. Aici, cumva, în România, cred că trebuie să vă adresați asociațiilor dumneavoastră de pacienți. Cred cu siguranță că trebuie să căutați ajutor. Cu siguranță, România, totuși, a ajuns la un nivel de dezvoltare în care vă poate apăra drepturile și vă încurajez să nu vă trăiți atât cât mai aveți din viață, în funcție de condiția medicală care o aveți, fie ea scleroză multiplă sau nu. Puteți avea o cu totul altă afecțiune care să vă constrângă existența. Nu lăsați ca viața pe care o trăiți sau pe care o mai aveți de trăit să fie o unealtă în mâna altcuiva. Este nedrept, este inuman, așa ceva trebuie să înceteze să se mai întâmple. Nu am cuvinte, vă rog să mă iertați. Oricât aș încerca să mă exprim, găsesc că nu am suficiente cuvinte. Adresați-vă asistenților medicali care vă vizitează. Pentru cei care mi-au scris și știți, se regăsesc în comentariul meu dacă revedeți și videoclipul acesta ca urmare a celui anterior, în urma căruia mi-ați scris. Să știți că am vorbit cu o avocată. Dumnezeu mi-a confirmat că orice cereri doriți să formulați, să înaintați, dacă nu aveți cum să ajungeți la autoritățile locale, să știți că vă puteți adresa asistenților care vă vizitează. Ei vă pot pune în legătură cu specialiști, cu oamenii care se pot ocupa de situația dumneavoastră legală, astfel încât să beneficiați de tot ceea ce orice cetățean are dreptul din partea statului. Respect. Din partea familiei, sprijin. Oricine mi-a scris și are un membru în familie, să știți că n-am putut să mă abțin și v-am recomandat să aveți toată inima și toată căldura, așa cum ar trebui să o avem între noi în mod natural, fără a avea nicio condiție medicală. E absurd să te gândești că trebuie să ajungi să fii într-o situație medicală ca tu să ceri ceea ce cu siguranță oferi,
Și ceea ce ai dreptul, așa cum tu respecti dreptul celuilalt. Respect, înțelegere. Să ai inima caldă, să-l ajuți pe celălalt în mod natural. Pentru cei bolnavi de scleroză multiplă, recurent, remisivă, la noi, să știți, pentru membrii familiei, dar și pentru pacienți, veți constata că aparent, din exterior, greu se vede condiția noastră interioară. Se vede că șchiopătăm, că ne bâlbâim puțin, că ne tremurăm mâinile, picioarele. Simptomele astea sunt comune și vi le-am precizat în videoclipul anterior, sperând că vă vor ajuta în căutările dumneavoastră sau în a vă raporta la un alt pacient care, uite, se întâlnește cu așa simptomatologie. Și atunci, când suntem într-o astfel de situație, cei din jur se întâmplă foarte des să creadă că nu avem nimic, adică e ceva care. Și ce dacă ești obosit? Adică ei iau o mică vitamină sau o cafea și le trece, din fericire. Din nefericire pentru noi, la noi trucurile astea normale pentru un om care din fericire nu este diagnosticat cu nimic și din mai multă fericire este complet sănătos, nu funcționează. Și atunci pentru ei este greu să înțeleagă atunci când noi spunem că nu putem un lucru. Deși nu suntem în căruț, nu suntem în mergător. Și atunci, iarăși atunci, mă repet, intervine momentul în care ne simțim că nu suntem crezuți, că suntem luați peste picior, că nu suntem înțeleși. Inevitabil toate astea duc la o uzare sufletească, cred, la o durere personală. Și atunci este greu pentru noi să trebuiască mereu să ne explicăm, fie și în fața familiei. De aceea vă sfătuiesc, dacă sunteți pacienții sau dacă aveți o rudă cu o afecțiune medicală, indiferent că este sau nu scleroză multiplă, nu uitați credința, nu uitați respectul. Vreți să fiți respectați? Este atât de simplu să fii uman, să fii respectuos, să fii înțelegător față de celălalt. E atât de natural. Pare foarte greu în zilele noastre, dar este cel mai firesc lucru. Să fii normal, om. Tu, dacă ai fi într-o situație dificilă, te aștepta ca cel de lângă tine să nu te folosească, să nu te abuzeze, să nu ia ajutor de pe urma ta, pretinzând că va avea grijă de tine, dar de fapt să te lovească, dar de fapt să-ți restricționeze libertatea, dar de fapt să te umilească, dar de fapt să te lase fără demnitate, fără nimic din ce este uman și cu ce tu te-ai născut. Am regăsit aspectele astea în mesajele voastre și mă găsesc îndurerată, așa, mă găsesc că mă apasă pe mine. Nici nu-mi pot imagina cât de greu vă poate fi. Îmi pare sincer rău. Adresați-vă asociațiilor dumneavoastră de pacienți. Încercați să aduceți oameni în preajma dumneavoastră, la locuința dumneavoastră, dacă nu sunteți deplasabili, din fericire. Prindeți putere în sufletul dumneavoastră și căutați soluții. Doamna aceea avocată m-a asigurat că orice cerere se face, se duce la o soluționare. Cam atât am avut să vă spun. Puteți să-mi scrieți, dar eu sunt doar un pacient. În afară să vă relatez experiența mea sau să vă transmit încurajări, din păcate nu pot face altceva, dar știu cu siguranță că oricine scrie, caută. Caută pentru că și eu am fost în situația voastră.
Când am venit acasă, eram disperată atunci când am aflat diagnosticul. Mesajul meu era efectiv, fără nicio rușine, un mesaj de disperare. Nu-mi venea a crede că mă confrunt cu așa situație. Așa cum ați văzut în videoclipurile anterioare, eu am relatat și în limba engleză și în limba română faptul că înaintea diagnosticării am fost examinată pentru diverse afecțiuni. Nimic nu m-a pregătit pentru scleroză multiplă. Când am venit acasă din spital, am scris și eu, așa cum ați făcut mulți dintre voi. E o reacție firească, umană, nu e de judecat. Încă e bine că avem calea asta de acces, internetul, să reach out to each other. It's as simple as that. Am trimis un mesaj. În primul rând, să știți că am trimis mesaj la Asociația de Pacienți cu Scleroză Multiplă din țara în care mă aflu. Dar mesajul a sunat la fel. Sunt disperată, vă rog foarte mult să vină cineva să fie alături de mine. Contează atât de mult. Apoi am căutat pe YouTube pacienți din jurul meu, pe internet informații. Cu toții facem asta și e bine că avem acces la informație. Pot doar să-mi imaginez ce se întâmpla cu pacienții de scleroză multiplă, în acest caz, în urmă cu 30 de ani. Trebuie să fi fost copleșitor, mă iertați, eu respir greu, așa cum știți, și poate vi se întâmplă și dumneavoastră. Dar eu vă răspund. Nu e o rușine să căutați informație? Faceți lucrul ăsta? Căutați specialiști care să vă asculte. Mă doare și faptul că unii dintre dumneavoastră mi-ați spus că vă confruntați cu situații în care specialistul este cel care vă respinge și vă lasă fără informație. Din situația în care mă aflu, în țara în care mă aflu, pentru mine este ceva de neînțeles. Dar evident că vă cred și vă înțeleg pe dumneavoastră situația în care vă aflați. Vă doresc numai bine și vă doresc să găsiți în calea dumneavoastră oamenii care să vă ajute. Vă doresc să vă îmbărbătați cu putere și credință și umanitate. Și dacă sunteți într-o situație în care nu sunteți tratați cu umanitate, să aveți curaj, să căutați orice modalitate posibilă, să aveți curaj pentru dreptul dumneavoastră la viață cu care v-ați născut. Pentru copiii dumneavoastră, dacă aveți, pentru părinții care v-au născut, dacă îi mai aveți sau nu. Așa. Să știți că nimic nu e imposibil. Cu siguranță sunt oameni care vă pot ajuta. Vă mulțumesc că ați urmărit și dacă vă pot fi de folos cu ceva sau puteți să-mi lăsați un comentariu sau să-mi scrieți în continuare pe Facebook și dacă e ceva ce eu pot să vă spun folositor, să știți că eu cu mare drag vă spun, dar doar din perspectiva de pacient. Vă mulțumesc!